65 de mașini de epocă vor face paradă începând de mâine pe străzile din județul Buzău. Retromobil Club România și Consiliul Județean Buzău vor organiza cea de-a doua ediție a evenimentului Retromobil vine în orașul tău. Evenimentul va debuta mâine după amiază de la ora 17. Sâmbătă dimineață, bijuteriile pe patru roți vor pleca în colonate spre Mănăstirea Ciolanu. Vor veni pe roți autoturisme din Baia Mare, Brașov, București, Ploiești și Brăila. Joi, la ora 5, vom avea 5 autovehicule de epocă, însoțind coloana de dansatori din centru de la Palat până la Crâng. Vom încolona și vom pleca pe traseul Merei, Vernești, Haleș, Ciolanu. Vedeta paradei va fi un Ford din anul 1913. Organizatorii au pregătit o surpriză pentru iubitorii mașinilor de teren. Anul acesta va fi o surpriză prin care vom aduce și 16 autovehicule 4x4, gen IMS, Aro, cineva s-a... un Aro... Nu pot să vă mai spun acum că sunt foarte multe, pe care le vom parca sâmbătă după amiază, începând cu ora 14, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Cea mai veche mașină va fi un Ford din 1913, pe care îl expunem atât pe platoul Dacia, vineri, începând cu ora 15, cât și sâmbătă cu ora 14, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Dar vom mai avea mașini vechi. Sunt Ford A din 1931, Ford A din 1929, Plymouth Special din 1936, Opel Super Six din 1949, Plymouth din 1956. Vom avea mașini din anii 1920 până în anii 1980. Avem și câteva Daci, avem un Olsi decapotabil, dacă vreți, mașină românească. Evenimentul se va încheia printr-o festivitate în cadrul căreia toți participanții vor fi răsplătiți cu diplome și o cină specifică județului Buzău cu cârnați de pleșcoi, covrigi și vin de pietroasele.